Spune o onoare asta pentru acest lucru. Abia ieri când mă gândeam că o să trebuiască să zic ceva, am conștientizat că eu când am fost vara aceasta la Olimpiada Internațională, am considerat că de fapt eu am reprezentat comunitatea de matematică a României și nu m-am gândit că am adus o imagine bună mai mult pentru liceul meu, pentru județul meu și asta e un lucru de care pot să fiu foarte mândru și încerc să continui, cel puțin în 2 ani în care o să mai fiu la Olimpiade, să îmbunătățesc imaginea acestui județ și mulțumesc doamnei Vicol foarte mult pentru colegilor din locale, pentru propunere. Părinților, în primul rând, familiei, poate numeroase, după cum se vede, și tuturor profesorilor care m-au susținut de la început, chiar din clasa 1 până unde sunt eu acum. Și sper că acesta e doar începutul. Sper să ajung mult mai departe de atât. Vă mulțumesc!